sunt pregătit să ucid întreaga planetă. Pardon, sunt pregătit să induc lumea în eroare. De ce? Pentru că astăzi ne vom juca fake news. Ne întoarcem înapoi la plug-in, că a trecut ceva vreme de când am mai făcut și vreau să văd care e feedback-ul vostru acum după ceva timp. Și dacă mai vreți să continuăm cu astfel de scenarii, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, deoarece orice like contează din partea fiecăruia, iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, cu siguranță vom face în continuare noi episoade. Totodată m-ați stimulat și prin faptul că mi-ați spus că a ieșit Cure Mode, însă doar pe varianta de telefon, pe varianta de PC mi se pare că nu, încă nu s-a updatat nimic. Dar asta nu contează pentru că, repet, facem fake news, este un scenariu diferit. Practic vom începe cu o idee, vom crea o idee care va trebui implementată în mintea tuturor. Efectiv va trebui să convingem întreaga lume că acea idee este adevărată, chiar dacă nu e. Pentru că ăsta e scopul virusului. Dacă într-adevăr este un virus, nu știu sigur dacă neapărat este reprezentat ca un virus, dar sau bacterie în cazul de față, dar este interesant conceptul. Ce idee să implementăm? La ce ne gândim noi? Ce v-a dat prin gând până acum și ați vrea să fie adevărat, chiar dacă nu va fi? Flat Earth Society. Half-Life 3. Welcome to the fake news scenario. Misinformation, you are going to deceive the world and make them believe it anyway. Deci, voi convinge lumea că Half-Life 3 va ieși. E cam trist dacă stai să te gândești. Păi, eu zic să începem din, bineînțeles, Arabia Saudită, ca de fiecare dată, pentru că acolo e cel mai optim. Head to the fake news menu to finish. Ok. Și am început. Prima persoană care va crede că va ieși Half-Life 3. Da. Bine. De data asta avem aici ceva diferit. Manifesto, modul în care se va manifesta, vom alege modul, cum va decurge totul și, bineînțeles, cum se va adapta lumea. Manifesto. Bun, avem aici mai multe opțiuni. Prin ce vrem? Prin tehnologie, aparent, prin climat, ok? Prin celebrități, cultural fake news, prin istorie. Deci e interesant, medical. Care ar fi cea mai plauzibilă, după părerea mea, pentru Half-Life 3? E bine, tehnologie fake news, nu? Până la urma urmei, cam asta e. Și acum, început de către cine? De către cine vrem să începem? De către femei? De către bărbați? Sau către animăluțe? A? De către extraterestri? Ce? Iluminati? Ok, iar politician, world leader, prin rasiști? Nu, niciun caz. Fasciști? Băi, foarte, foarte interesant dacă mă întreb pe mine. Prin inteligența artificială? Băi, hai prin Illuminati. Ce spuneți la asta? Prin Illuminati? Adică până la urma urmei, prin Illuminati se va răspândi informația că, vezi, domne, Half-Life 3 va ieși curând. Da. Motivation, trolling. Do it for the lols. Cred că asta am să fac. Prin trolling. Exact asta se întâmplă în momentul de față. Prin meme-uri, nu? Până la urma urmei. Dăm vina pe cine? Pe extraterestri, ar fi ideal să dăm vina, nu? Nu știu, accurate, chiar dacă nu e destul de accurate faptul că am pus că încep prin Illuminati, dar asta e partea a doua. Hai să zicem prin studenți și acum, cum va crește totul? Păi, word of mouth, pass on information by communicating verbally. Adică, pur și simplu, vom vorbi despre lucrul ăsta că va ieși Half-Life 3. Însă avem aici trei chestii. Virality, adică cât de viral e, plausibility, cât de adevărat pare să fie, și community, unde se va crea o comunitate, știi? O comunitate unde toată lumea va crede și va încerca să convingă lumea că așa e, că va ieși Half-Life 3. Mai departe avem prin internet, set up website and forums and pay for online advertising. Adică putem să răspândim informația asta prin reclame pe internet, cum vedeți și voi de fel pe YouTube la mine. Da, TV, prin TV putem, prin afișe, radio targeting, vă dați și voi seama. Putem prin influenceri, e ca și cum vă spun că, vezi, domne, vă dau informații despre Half-Life 3, că va ieși nu știu când. A, ați înțeles ideea. Bun, și aici ne interesează și community development, pentru că comunitate foarte mare încât să devin plauzibili. Automat, da, deci ar trebui să crească și plauzibilitatea.
Bun. Iar la adaptability vom face cumva să împiedicăm oamenii ceilalți, oamenii ce nu sunt de acord cu informația redată de către mine, să-i încetinim, știi? Ori să-i convingem și pe ei, ori să cadem în fața majorității, știi? Dar deocamdată nu ne trebuie adaptability, ne concentrăm pe creșterea Half-Life 3-ului. Half-Life 3 manifesto complet, technology by fake news, motivation trolling, sword by the Illuminati, blaming students. Deci e fix invers scenariul ăsta. Dăm vina pe studenți, dar de fapt Illuminati e la mijloc. Bun. Acum, hai, prin internet, zic eu, o să păstrezi ceva bănuț pentru community development, pentru că, oh my god, băi, e și normal dacă se transmite prin internet. Bun, ce ziceam? O comunitate, am început. Hold events and solicit donation to convince the safe people to financially support the cause. Deci putem să ne facem comunitatea și mai mare referindu-ne la donații și per total cred că este vorba de convingerea oamenilor și să-i faci să creadă că e ca tine. Per total. Podcasturi, prin meme-uri. Uite, prin meme-uri. Știți că există tot felul de meme-uri cu Half-Life 3? Ei bine, uite-mă aici. Bot network. Prin bots have an account spreading misinformation with large number of followers, leading and credence. Ok. Influencers. Ok. Ne băgăm prin YouTuber și tot felul de oameni. Mama. Gata, începem. Începem. E bine. Deci avem aici deceived și informed. Ce informed sunt acele persoane care încă sunt împotriva noastră, cum ar veni. Da, avem destui bani. Văd aici că scrie found, nu DNA. Prin donații, community travel, putem să ne facem o comunitate în care putem împreună să mergem ca și comunitate să răspândim informația asta, dar deocamdată nu vreau să ne rezumăm doar la internet. Dar hai și prin TV, unde să creadă și boomerii ceea ce se vorbește, bineînțeles. Radio targeting, nope. Social media, desigur că social media. Bun. Uite că și bara asta crește, deci nu e bine, ce informați. Nu e ok, deci va trebui să-i împiedicăm. Dând la adaptability și slow down fact checkers, asta mă interesează. Focus on irrelevant details. Bun, deci îi facem pe ăștia să se concentreze mai mult pe detaliile irelevante din toată nebunia asta pe care încerc să o fac eu cu Half-Life 3, știi? Dar deocamdată sunt foarte, foarte puțini infectați. What the heck? Community amplification. Ne trebuie și plausibility, știi? Adică trebuie să fim cât de cât plauzibil pentru ceea ce spunem, că de altfel nu prea e ok. Deci o să încerc media outreach. Da. Ok, creștem, dar și ceilalți cresc. Mie să nu ajungă mai mulți decât suntem noi. Și deja au luat amploare, uite și tu. No, trebuie să-i oprim. Expand victim list. Yes. De ce nu? Da, și începem să răspândim informația despre Half-Life 3, cum care și, dar ceilalți nu sunt convinși încă. Deci ar trebui să... Half-Life 3 more popular than Flatier claims. Care erau șansele? Ce troll infecți? Mă întreb dacă puneam Flatier Society, mai spunea așa ceva? Prin podcasturi, yes. Online video production. Bun, vom convinge oamenii prin video chat. Hire fake experts. Angajăm niște experts. Impersonate fact checkers. Pretend to be a legitimate source of fact checkers while actually spreading more misinformation. Vom fi de acord cu ceilalți care chiar nu cred, dar în același timp vom dărui informații greșite. Oarecum. Da, e ok. Talk show, da, la show cu Teo. De ce nu? Trebuie să fim cât mai plauzibili, mă, frate. Degeaba încercăm noi dacă nu suntem plauzibili, știi ce zic? Merchandising. Ok, vom face merch-uri cu așa ceva, cu Half-Life 3. De ce nu? Yes. Majoritatea cred în Half-Life 3. Yes. Ce păcat că vor fi dezamăgiți. Băga mi-aș pune. Nu-i bine.
De ce? Hai să mai facem cumva să critics, accusation, nu știu, orice, numai să nu pierdem în fața celorlalți. Haide. Doamne. Nu, no, cred că avem de gând să pierdem prima tură. Nu știu de ce. Am eu impresia asta. Hai să mai facem, hai să mai... Și să răspândim prin mai multe chestii, uite. Prin chat-uri. Poftim. Ok, creștem încet, încet, creștem. Dar sper că creștem bine și sigur. Ha, mă, Bayern Network. Da. Da, întrebarea e, facem noi poștea? Nu, că crește și antidotul, fii atent. Sau ce, doamne, aia? Păi ne trebuie mai multă plauzibilitate. Political party. Yes, of course. Crește greu. Acum întrebarea, oamenii se vor bate cu ceilalți? Nu știu dacă crește antidotul, fucking hell. Ce se întâmplă aici? No, 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 ne cam bat. Nu, Half-Life 3! I'm that fail. Treaba se cam împute. Ok, unpopular opposition. Vreau. Și hai să faci mai multă plauzibilitate. Mai dăm o răspândire. Da. Dăm un shuffle, zic eu. Ceilalți cresc. Fine. Plausibility. Plausibility. Out of context. Fabricate data. Ce asta? Deepfakes. Yes. Da, vreau. Bun. Și acum creștem, 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 creștem. Yes. Uite și tu cum crește bara asta. Timp ce ceilalți sunt demoralizați. Bun. Asta cu irrelevant. Vreau să păstrez bani totuși pentru reshuffle. E ok, dar nu știu dacă mai ai nevoie pentru reshuffle. Uite și tu cât de rapid crește Half-Life 3-ul. Oh, da! Dă-vă dracu! Pa! Băgăm tot, tot! Tot comunitate! Ia un reshuffle și pleacă, bă, de aici. Holy fuck! Half-Life 3 inspires copycats, with Half-Life 3 leading the way. Multiple waves of misinformation have destroyed all concept of objective truth. Nothing can be trust anymore. Wow! Libia completely convinced by Half-Life 3. Half-Life 3 deceived the world. Fiecare persoană în lume este convins că Half-Life 3 este adevărat. Cam asta a fost episodul de astăzi, băi și fete. Sper că v-a plăcut. Iar dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare noi episoade din acest joc, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, deoarece orice like contați din partea fiecăruia. Iar dacă vom strânge peste 3000 de like-uri, cu siguranță vom mai face. Până data viitoare, nu uitați că aveți Instagramul meu în descriere, la fel și serverul de Discord. Eu am fost Eugene. Bye bye.